Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Urmează la Smart Life. Primele două costume care ar trebui să aibă loc în garderoba fiecărui bărbat sunt cel blomarin, de o nuanță medie, nici foarte deschis, dar nici foarte închis, să nu se ducă foarte mult înspre negru, și cel gri. Aceste două costume sunt esențiale pentru că din ele își pot construi foarte multe ținute, pentru că pot purta separat. Cu păpușine mă jucăm foarte mult, pe preș în fața blocului sau pe preș la țară la bunica. Uh-huh. Ne strângeam mai multe fetițe și fiecare cu păpușica ei și inventam tot felul de scenarii, țin minte. Uh-huh. De-a mama, de-a tata, de-a frații, la școală, tot felul de situații. Uh-huh. Găteam. Bun găsit, dragii mei! Începe o nouă ediție de Smart Life în care vreau să vă arăt cum să trăiți la superlativ. Alături de noi în această seară vor fi Radu și Silviu Zavate, creator de stil masculin. Mai târziu aflăm cum alegem jucăriile pentru vacanța celor mici de la Andreea Bucoveanu. Dar până la discuția cu invitații mei, vreau să urmărim Smart Agenda. Săptămâna trecută, vedetele noastre și-au dat întâlnire la petrecerea Marie Claire. Revista Glossy a împlinit 11 ani de existență și a celebrat momentul printr-un garden party desprins parcă din poveste. Acesta este și motivul pentru care invitații și invitatele au îmbrăcat ținute foarte diverse, unele extrem de elegante, altele destul de lejere. Priviți cele mai apreciate apariții! LVMH, cel mai mare trus de modă de lux din lume, a început în negocierile pentru a cumpăra Chanel, cel mai cotat brand de pe glob. Directorii LVMH au avut o întrunire la Paris și au stabilit că prețul de referință pornește de la 100 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă un record în materie de achiziționare a celebrei case de modă franțuzească. Speculațiile asupra casei de modă Chanel s-au intensificat după moartea directorului creativ Karl Lagerfeld. Vă reamintesc că designerul vestimentar a murit pe 20 februarie anul acesta la 85 de ani. Tunsoarea verii pentru anul acesta este cu siguranță bobul. Da, clasicul bob mediu se bucură de o întoarcere neașteptată vara aceasta. Bobul a apărut undeva prin 1914, femeile apelând la această tunsoare pentru că voiau să aibă un rol activ în război, iar părul lung le încurca la muncă. Iată că și în acest sezon bobul revine așadar, iar vedetele de la Hollywood n-au stat pe gânduri și s-au tuns imediat. Smart Agenda se oprește aici, dar în continuare urmărim rubrica de frumusețe. Dragii mei, în această ediție vorbim despre un procedeu interesant pe care îl veți vedea în minutele ce urmează. Vorbim despre eliminarea toxinelor din organism printr-un procedeu denumit Detox Spa. Suntem alături de Margareta Mihai, beauty expert. Bine te-am găsit, Margareta! Bine ați venit! Acest tratament Detox Spa se referă la eliminarea toxinelor din corp. Da. Noi nu întotdeauna mâncăm ce trebuie sănătos și curat. Și atunci specialiștii au venit în întâmpinarea noastră cu un aparat Detox Spa. Uh-huh. Cum vedeți aici, sunt electrozii care sunt pe gambă. Așa acționează. Da? Așa acționează să iasă toxinele din încheiturile picioarelor, din încheituri, da? De la genunchi, uh-huh. de la piciorușe. Uh-huh. Apoi aici avem o centură care ia legătura cu ficaturi, rinichii și fierea. După 30 de minute, după cum vedeți, deja apa a început să se coloreze. Uh-huh.
Și după 30 de minute cât acest tratament își face efectul, o să vedem toxinele și unde doamna are mai mult afecțiuni, probleme cu sănătatea. În funcție de culoarea apei. În funcție de culoarea apei, da. De exemplu, dacă este, cum se vede la ora actuală, un pic roșiatică și maro, asta înseamnă că sunt toxinele de pe ficat. De pe ficat. Da, uh-huh. Din ficat, iar acele particule roșii sunt din încheituri, de pe sânge. Uh-huh. Da? Apoi, în timp de 30 minute, o să vedeți toxinele, da, culoarea totală a apei. Exact, culoarea uh-huh. totală a apei și apoi verdele este de la fiere. De la fiere. Da. Înțeleg așadar că în aceste 30 de minute apa se poate colora în mai multe nuanțe, adică de exemplu în aceste minute, poate suntem în primele 10 minute de la debutul programului, am stabilit că deja culoarea este maronie. Se poate da. Schimba în culoare verde până la finalul procedeului? Da, până la final o să vedeți că se va colora apa în verde, în roșu, uh-huh. în funcție de uh-huh. afecțiunile fiecărui pacient. Deci este o curățare din interior. Deci noi când vorbim despre detoxifiere, vorbim despre faptul că mâncăm salată, mâncăm sănătos, ne hidratăm cum ar trebui. Dar asta nu este suficient pentru a fi sănătoși și în întregime și până la urmă acest procedeu are și rezultate estetice, adică vom vedea poate mâinile, picioarele mai fine, mai subțiri și mai curate. Bine, nu, asta nu. Exterior sunt alte tratamente, dar acest bazin este pentru tratamentele din interiorul interior. Nostru. Uh-huh. Da. 30 de minute sunt eficiente și ar trebui să venim mai des? Da, ca să faci o detoxifiere așa cum trebuie, 10 ședințe. 10 de ședințe. 2 ori pe săptămână, da, 10 ședințe, apoi facem pauză o lună de zile și mergem continuitate ca să avem un corp sănătos, frumos și tot ce, cum să ne simțim noi bine în pielea noastră până la urmă. Să ne simțim bine în pielea noastră nu înseamnă numai să venim la acest tratament, dar trebuie să-l întreținem și cu alimentație sănătoasă? Absolut, absolut. Că un corp sănătos nu poți să vii numai la detoxifiere dacă nu te alimentezi corect și corespunzător. Uh-huh. Deci acest aparat funcționează cu aceste elemente, da, aplicate pe picioare și curea. Cureaua respectivă la un moment dat se încălzește? Da, se încălzește pentru că ia legătura cu ficatul, uh-huh. rinichii și splina. Deci tot ce avem pe mijloc prin acest aparat, uh-huh. vedeți că este conectat. Da, la curent. Da, la curent, este da. Conectat la curent. Bobina uh-huh. Face legătură cu apa, iar în această apă am pus un pic de sare. Sarea face electroliză cu bobina, da? Și începe să-și facă efectul prin corp. Înțeleg așadar că sunt mai multe intensități? Da, 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 sunt mai multe intensități. Deci începem de la 18, da? Acum a scăzut la 16. Vedeți? Deci 18 până la 26. Uh-huh. Dragii mei, și zic bine dragii mei de data aceasta, pentru că prima parte a acestei ediții este dedicată mai mult domnilor. Vorbim despre eleganța masculină dincolo de eticheta de lux. Alături de noi sunt frații Zavate și fondatorii brandului Zavate. Vorbim despre Radu Zavate și Silviu Zavate. Mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Salut, Mona! Bine v-am găsit! E mult Zavate în seara asta, în ceea ce se cheamă platou. Avem frații Zavate, brandul Zavate și vestimentația Zavate, bineînțeles. Când apare acest brand și care este povestea care stă în spatele apariției lui? Brandul apare sau a apărut acum 31 de ani, când ne-am hotărât să ieșim pe piață sau la viață. Uh-huh. Însă brandul Zavate a apărut în 2017 din o nevoie foarte simplă, de a face hainele exact așa cum trebuie. Așa cum trebuie. Da. Erați nemulțumiți de hainele de birou? Erați nemulțumiți poate de hainele colegilor de birou? Nu am avut neapărat plăcerea sau neplăcerea de a lucra în corporații
sau ocazia de a lucra în corporații, deci nu putem spune dacă suntem mulțumiți sau nemulțumiți de hainele colegilor de birou, însă aveam nevoie de haine cu adevărat de calitate și pe măsura corpului nostru. Așa este, Radu? Trebuie să amine. Da, așa este. Nu e ca și cum în România nu s-ar face haine de calitate, însă tot timpul este loc de mai bine. De mai bine. Și noi credem și știm, și clienții noștri ne spun asta, că suntem pe cel mai bun drum. Deci un inginer și un arhitect s-au lăsat de meseriile de bază și s-au apucat de modă. Zic bine. Nu neapărat modă, că nu facem modă. Ce facem noi este să conturăm stil. Să îi ajutăm pe clienții noștri, pe bărbați, să-și descopere stilul, să descopere hainele în care ei se simt confortabil, de la croi, la fitting, la cromatic, la absolut orice ține de, orice ține de o haină. De asta zic că e în propriu spus modă. V-am spus fondatorii brandului Zavate. Vă pot spune și creator de stil masculin? Sigur că da. Asta încercăm să facem. Cum sunt bărbații din România la capitolul vestimentație? Sunt într-o creștere în cunoaștere. Noi nu avem cultura necesară de exemplu cum aveți sau cum au femeile. Femeile se gătesc, se îmbracă, sunt preocupate de cum arată, în schimb bărbații un pic mai puțin. Din ce în ce apar bărbați care sunt mult mai preocupați de imaginea lor și de felul în care arată. Și e bine să fie atât de preocupați de vestimentație și bărbați, adică nu o duc cumva la extremă, ne batem pe oglindă cu bărbații, de ce nu la un moment dat? E bine, eu zic că e bine, pentru că până la urmă un bărbat nu trebuie să stea la fel de mult ca o femeie sau cât stă o femeie. E, la noi e mai simplu din punctul ăsta de vedere. Costumele sunt mai simple decât rochiile, cămășile la fel. Asortarea lor iarăși e mai ușoară. Deci nu trebuie să stăm, nu știu cât stă o femeie sau cât ar trebui să stea o femeie în general să se aranjeze, dar la bărbați, dacă își pregătește și dacă ajunge în punctul în care știe ce vrea și cum vrea, mai mult de 5-10 minute într-o zi n-ar trebui să ia. Adică mie cel puțin, nouă cel puțin nu ne ia. Simt așa că Silviu are o altă părere. Eram curios de faptul că nu știe cât stă o femeie să se aranjeze. Sau eram întrebător. Am stat singur foarte mult timp de asta. Între 3 și 5 ore. Stă un pic mai mult, da. Ea se trezește de dimineață, dar până se ridică se durează, corect, da. E bine până la urmă, nu? Dar merită. Merită? Cred. Eu zic că da. Dacă stă o zi și după zi rezultatul e un eșec, atunci nu știu atunci ce să spun. Atunci mai merită. Mm-hmm. Clar. Mă întorc așa la brand și vreau să înțeleg exact ce mesaj transmiteți Zavate bărbaților din România sau nu doar din România. Mesajul este unul pe cât de simplu, pe atât de puternic. Prima impresie chiar contează. Adică indiferent de întâlnirea pe care o avem, fie că este de afacere sau fie că este pur și simplu o ieșire sau efectiv la muncă, prima impresie contează, pentru că de ce să nu recunoaștem, omul se uită și omul este vizual. Adică suntem receptivi, foarte puternic receptivi la prima impresie și la cum arătăm. După aceea, că după ce deschide gura, se mai strică un pic din prima impresie, este vina purtătorului. Am înțeles. Deci hainele sunt cartea noastră de vizită la prima vedere, în primele 3 secunde sau poate 5 minute. E dovedit științific. Nu mai știu exact în care este intervalul de timp, dar prima oară când vedem o persoană, indiferent că e vorba de o femeie sau de un bărbat, contează foarte mult acele prime 2-3 secunde în care impactul vizual e singurul care contează. Pentru că întâi vedem și după aceea auzim, ascultăm, înțelegem sau nu. Consilierea asta vestimentară prinde teren și în România și recent discutam cu cineva despre analiza discursului și la compania respectivă se analiza, dacă vrei, se structura de la conținut la discurs și până la urmă și la codul vestimentar pe vremuri, cel puțin în lumea de business, dacă vrei. Cred că era considerat un pic superficial să punem accent pe haine, când de fapt ar trebui să punem accent pe cifre, pe rezultatele noastre, pe eficiență, de ce nu? Dacă ne gândim ce înseamnă pe vremuri și ne gândim în comunism, probabil neavând acces la foarte multe haine, la foarte multe obiecte, la foarte multe... Erau limitați bărbații. Da? Era normal să vină cu expresia că nu contează cum arăți. Contează ce arăți sau ce gândești. Deci contează în egală măsură. Da, și cu toate astea, bărbații înainte se îmbrăcau mai bine decât o fac acum. Da. Adică eu văd acum pe stradă, pe duminica, de exemplu, văd bărbații în vârstă, însemnând 70-80 de ani,
care sunt foarte bine îmbrăcați. Bine, cu hainele un pic mai vechi și că nu mai arată așa de bine, dar sunt îmbrăcați în cămașă, au cravată, au sacou. Duminică, ziua în amiaza mare. În parc, de ce nu? Da, da, sigur. Deci educația vestimentară nu ține neapărat de timpurile actuale, ține efectiv și de personalitatea purtătorului, dacă vrei. Exact, e clar. De asta am și zis că nu facem modă, facem stil. Adică un costum bine făcut și care nu e în ton cu moda, el poate fi purtat așa cum o fac bătrânii și după 20-30 de ani. Atemporal, deci pentru toată viața, exact, dacă avem grijă de el. Chiar așa, dacă tot vorbim despre un costum sau mai multe costume, trebuie să înțelegem dacă și la costume se pune problema numărului. Noi trebuie să avem 50-100 de perechi de pantofi și nici atunci nu avem suficient. La voi cum e cu costumele? Și la noi e foarte important, e foarte importantă ocupația pe care o are bărbatul respectiv. Pentru că dacă e cineva care se îmbracă în fiecare zi la costum, atunci da, ar trebui să aibă un număr îndeajuns de mare de costume încât să nu poarte aceeași haină sau o poarte două zile la rând. Pentru că e o purtare repetată și foarte deasă, duce la deteriorarea hainei. Dar să spunem un număr de 5-6 costume, repet, în funcție de ocupație și de stilul vestimentar pe care îl are. Altfel, dacă vorbim de cineva care nu se îmbracă în fiecare zi la costum, unul singur e absolut necesar, suficient și obligatoriu și suficient într-un fel sau altul. Depinde de dacă are un costum blomarin, cam așa cum avem noi, pentru că e foarte versatil. Adică o să-l poată purta și la o întâlnire mai business și sau eventual și a sacou pentru o întâlnire mai relaxată, seara cu prietenii și așa mai departe. Și el poate purta și la anunți, botezuri și toate. Dacă e invitat. Dar voi ați venit să ne explicați de câte tipologie avem nevoie pentru fiecare ocazie. Și atunci intrăm deja pe direcția de business, apoi ceremonie și poate și costumul de zi mai relaxat. Bun. Pe cu care vrei să începem? Păi începem cu business, nu știu, sau office dacă vrei, nu neapărat business că nu toți oamenii conduc afaceri, pur și simplu merg la job. Și să presupunem că ei se îmbracă sau ar trebui să se îmbrace la costum. Da. Ar trebui să se îmbrace la costum. Ok. E simplu. Primele două costume care ar trebui să aibă loc în garderoba fiecărui bărbat sunt cel blomarin, de o nuanță medie, nici foarte deschis, dar nici foarte închis, să nu se ducă foarte mult înspre negru, și cel gri. Aceste două costume sunt esențiale pentru că din ele își pot construi foarte multe ținute, pentru că pot purta separat cele. Da, mai ales dacă e un costum în, da, sau sunt două costume în trei piese, pot sparge piesele între ele. Adică și vestă? Exact, și vestă, da. Adică au o varietate foarte mare de, de asortări, să le spunem. Am multe curiozități când vine vorba de, și facem o paranteză mică, când vine vorba de hainele masculine. De ce? Pentru că tot timpul am întrebat dacă nouă ni se recomandă, ia negru, că nu știi cu ce te îmbraci, de ce la voi nu se aplică în timpul zilei costumul negru? Pentru că negru e de fapt, e non-culoare și nu e un costum pe care să îl purtăm ziua. De fapt, negru se poartă doar la evenimentele unde se cere negru. Dacă e un eveniment black tie, atunci clar trebuie un smoking. Dacă e, să spunem, black tie optional, un costum blomarin foarte închis sau chiar negru e indicat. Altfel, pentru zi, pentru birou, pentru seară, pentru orice alt eveniment, sunt foarte multe alte variante. Nu negru. E ca deci un fel de regulă nescrisă. Regulă nescrisă. Da. Negru. Nu am o vorbă. Negru e pentru nunți, botezuri, cumătrii și alte evenimente mai puțin. Și dacă veți întâlni un bărbat la un eveniment de zi îmbrăcat în negru, ce faceți? Vă duceți și îl luați de stacou? Nu așa. Vă strânge mâna și vom oferi o carte de vizită. Da? Mă gândesc că i-ar prinde bine. Mergem mai departe și vorbim, pentru că e vară, e un moment așa mai relaxat. Oamenii se îmbracă și în costum pe timpul zilei, un costum mai vesel, nu știu, poate la o ieșire cu prietenii. Merge să mergem în costum? Și costumul e lejer până într-un punct anume? Dacă e făcut cum trebuie și dacă e făcut pe măsura noastră, costumul este lejer. Și dacă ne simțim bine în costum sau în sacou, nu neapărat costum, noi recomandăm cu drag purtarea unui sacou oricând. Sacou, deci sacou la jeans. Merge și la un pantalon de bumbac, adică nu neapărat trebuie să fie, putem să o dăm în zona de casual, nu trebuie să fie neapărat pantalon din lână sau din același material ca și sacoul. Dar o ținută casual și relaxantă poate fi constituită dintr-un pantalon și un sacou pe măsură neapărat.
Pe măsură, neapărat. Asta e cuvântul de bază. Da, a spus cuvântul lână și mai am o altă curiozitate, pentru că mă gândesc așa, dacă, nu știu, costumul de vară diferă de costumul de iarnă, dacă ne raportăm la țesătură. Dar, din câte știu, lână se folosește și la costumul de vară, dar un alt gen de lână. E o lână mai subțire. Uh-huh. E, fiecare producător de materiale are niște standarde, să spun, în funcție de grosimea și de densitatea materialului, se duce în zona de vară, toamnă, iarnă și așa mai departe. Cu cât e lână mai subțire și mai fin, nu neapărat mai fin, mai subțire, cu atât înseamnă că e pentru anotimpurile sau anotimpul călduros, nu știu dacă mai e primăvară, vară, că e sau legat. Altfel pentru vremea cum e astăzi, că e destul de cald. Uh-huh. Sunt și alte variante. Există bumbacul, există bumbacul creponat, inul sau amestecuri de lână cu in și mătase. Sunt foarte multe variante. Este foarte important ca materialul să fie natural pentru a oferi o lejeritate și a nu simți că iei foc, mai ales vara. E foarte important. E o povară costumul pentru un bărbat să-l poarte la mora prânzului când, nu știu, în iulie, august sunt aproape pe 40 de grade? E o povară? E crunt. E crunt, dar depinde. Acum nu l-aș considera neapărat crunt. Dacă asta vrei să arăți eleganță și vrei să arăți că îți pasă de imaginea ta, faci acest mic compromis. Și mai e și inovația, că am înțeles că sunt tot felul de fibre care îți dau ideea de răcoare sau care conțin nu știu ce altceva. Eu cred că indiferent ce fel de inovație și tot ce fel de tehnologie, o haină e o haină. O haină este o haină, da. Și e călduroasă. E cât de călduroasă poate fi pe 40 de grade, orice haină. Într-adevăr. Mergem mai departe la secțiunea de cocktail, de ceremonie și vorbim despre smoking. Smokingul e... există mai multe tipuri. De fapt, dress code-ul black tie, că de fapt asta înseamnă smoking, se împarte în mai multe, are mai multe subcategorii. De fapt, sunt două. E black tie creative, e black tie-ul de bază, unde costumul e negru, smokingul e negru. Diferența dintre un sacou de costum și un sacou unui smoking reverul? E reverul, da. Reverul de mătase înseamnă că acel sacou face parte dintr-un smoking. Apoi există, termin cu black tie-ul. Sacou negru, mătase pe rever neagră, pantalon negru, cămașă albă simplă, cu buton, bineînțeles. Cu guler normal, nu trebuie să fie guler de papion, că mai se mai vehicula sau... Mă rog, mai avem și clienți care spun că vor guler de papion, deși ei poartă black tie și le explic frumos că acel guler rândunică e de fapt pentru white tie, unde papionul este alb și bareta papionului se vede, dar nu e un contrast atât de puternic între albul bumbacului de la cămașă și albul papionului. Buton negri, șosete negre și pantofi negri simpli. Totul trebuie să fie foarte simplu. Ceremonia și evenimentele acestea prețioase, de fapt asta cer. Cer simplitate și frumusețe în același timp. Eleganța înseamnă simplitate. De cele mai multe ori... În cea mai mare măsură, da. Așa e, da. Și că spuneam că mai există și alte subcategorii ale acestui dress code, mai este black tie creative, unde sacoul poate avea altă culoare, nu știu, mă gândesc la o catifea vișinie sau verde sau blămarin, sau eventual și niște țesături. Și oranj, da. Da. Chiar puternic, pentru personalități diferite. Exact, exact. Și ce spuneam mai devreme, black tie optional, unde acolo putem alege dacă ne îmbrăcăm în smoking sau pur și simplu într-un costum foarte închis la culoare. Celelalte elemente ale ținutei să rămână la fel, cămașa albă, papion negru sau cravată în cazul codului black tie optional. Spuneai și despre white tie, cum facem diferența? Sau care... White tie e fracul. Ok, și acolo unde mergem? Doar la nunți? Doar dacă e cineva mire? Nu. La white tie... Acolo sunt cele Eu nu merg la anunț, deci nu mă pricep. Foarte bine, în locul tău. White tie se poartă, iarăși, doar în cazul în care pe invitație sau participă la un eveniment unde se cere white tie. E vorba de nunțile regale, de evenimente exclusiviste. Și ținuta white tie e alcătuită din frac, bineînțeles, negru, cămașă albă cu plastron, cu un guler de papion, pentru papion. Bine, și la black tie și la white tie papionul e indicat și eu personal recomand să fie papion self-tie, adică să e acel papion căruia îi facem noi nodul.
E puțin mai complicat decât nodul unei cravate, dar e realizabil, nu e rocket science. Vesta albă, un pic mai joasă, pantalon negru, cu vipușcă neagră, la fel din mătase, așa cum există și pe reverul sacoului, șosete negre și pantofi negri. Deci cât mai simplu. Exact. Bine, ținuta completă, white tie, mai există și cu mănuși, baston și joben. Ei, dar nici chiar până acolo, sau cred, poate nu în România. L-am văzut pe domnul Țireac îmbrăcat la aniversarea dumnealui. Deci exact vorbim despre această tipologie la cel mai înalt nivel. Ce spuneam, exclusivist, adică sunt foarte rare. Dar cred că e singurul pe care l-am văzut. Purtând. Purtând așa ceva, okay. Da. Ok, deci trebuie să stea și bine, nu? Dacă își permite, își permite. Dacă nici deci și ține de statut, cumva? Clar că ține și de statut. Cred că omul se respectă sau atunci când te respecti, vrei ce e mai bun. Cum purtăm costumul sau, nu știu, un costum exclusivist? Cu ce atitudine? Adică dacă el e exclusivist și noi avem un statut pe care avem... În primul rând trebuie să te simți bine în el. Ok, dar suntem relaxați, da? Deci nu dacă ne nu atingem suntem... pe revere, pe buton, la ceas, da? Dacă nu suntem relaxați, vom face tot felul de mișcări și ne vom... Vom arăta că nu suntem relaxați, pentru că nu suntem obișnuiți cu o haină. Deci ai nevoie de experiență să poți purta o haină? Ca în orice, ai nevoie de experiență. În general. Da. Mai am o curiozitate mare legată de pantofi. Tot timpul am văzut ca o culoare comună, dacă vreți, pantofii maro, da? Pantofii închiși la culoare, da. Mai puțin negri totuși. De ce? E foarte simplu, deși era doar fi vrut să răspundă la... asta e niște. Eu pornesc. Maro este cea mai versatilă culoare pe care, sau una dintre cele mai versatile culori. De asta e mai des întâlnit, pentru că putem combina cu aproape orice culoare a hainei. Cu blomarin, cu pantalon blomarin, cu blomarin în carouri sau cu orice. Cu gri, cu maro, cu verde, cu orice. Uh-huh. Merge mai bine decât orice altă culoare. Negru. Nu? Da. Și cum spuneam, e și la, în cazul pantofilor, e aproape la fel ca în cazul costumului negru. Uh-huh. Nu e de zi. Și nu e, n-ar trebui purtat în timpul zilei sau... Cu cât e nuanța mai închisă la pantof, cu atât o ducem în zona de, într-o zonă mai serioasă, într-o zonă de business, spre ceremonii. Uh-huh. De asta foarte mulți bărbați poartă pantof maro de la crem, nu știu, un crem deschis până la maro foarte închis. Ceea ce nu e rău. Uh-huh. Uitându-mă așa la voi, trebuie să-mi dau seama care este partea creativă și care este partea de management din acest brand denumit Zavate. Păi, având în vedere că eu sunt inginer, iar Radu este arhitect, cred că ne dăm seama că... Foarte simplu. Da. Partea creativă sunt eu, nu glumesc. Se radă, nu? A tot făcut aici tipologia costumului. Lucrurile sunt foarte bine stabilite la noi și cunoscându-ne de o viață și la propriu și la figurat, e foarte ușor sau a fost foarte ușor să delimităm aceste aspecte. Uh-huh. El este cu creația, eu sunt cu partea mai puțin creativă și ne completăm perfect. Dar te îmbraci bine, adică și dacă n-ai fi știut, ar fi învățat. Păi am învățat. Ai învățat, nu? Da, înainte de a avea, de a face împreună business-ul, am luat lecții de stil. Foarte interesant. Ce era portați? Și normal. Ce portați în această seară, de exemplu tu? Un costum din trei piese blumarin. Zavate. Da, Zavate. Gândit de Radu cu echipa și creat de... echipa noastră, condusă de un foarte bun croitor, Răzvan Pintea. Am ales costumul blumarin pentru că este o ținută de... Bine, în principiu, majoritatea costumelor mele sunt blumarin, fiind pe partea de business. Este... Iunie, nu foarte multe carouri. Fără... Nu prea îmi plac aceste, mai ales pentru business. Mai simplu? Cât mai simplu, cu atât mai, cu atât mai bine și cu atât mai elegant, din punctul meu de vedere. Mai departe, avem și vestă, avem și cravată. După cum vedem, am optat pentru o cravată să spargă un pic și șosetele la fel, dar nu de aceeași culoare, pentru că e foarte ușor să asortezi cravata cu șosete. Toată lumea se mai poartă acest aspect? Din păcate. Din păcate, da. La fel și cu batista, multă lume preferă sau nu știu, probabil nu știe, că nu este indicat să avem aceeași culoare, aceeași nuanță la cravată și
batistă. Am observat în magazin că mai sunt pachete dintre acelea cu papion sau batistă, cravată și batistă, la fel, din aceeași material, din aceeași nuanță. E un pic așa nu. Așa nu. Da. Radu știe mai bine cu de unde a plecat această... De unde a plecat, Radu? Dacă nu mă înșel, era pe în bazarurile turcești, uh-huh, se vindeau papioane și cravate, uh-huh, și toată lumea venea și punea mâna pe acele cravate și, uh-huh, papioane. Și s-au gândit băieții de acolo să nu mai pună mâna pe direct pe cravată și au tăiat o bucată de material, să simtă materialul pe, și așa a apărut și ideea de asortare a cravate, uh-huh, cu batista. Ceea ce nu știu, nu pot să zic că e o regulă sau nu cred că taie nimeni capul dacă facem chestia asta, dar dacă tot alegem să purtăm batistă la piept, la sacou, uh-huh, atunci putem să ne jucăm puțin și cu, sau să fim un pic mai creativi și mai inventivi, să nu luăm una, două și am pus. Și, pentru că așa e ca și cum am face sau am parcurge drumul până la jumătate. Vrem să arătăm că ne pasă, dar nu ducem treaba până la capăt. Uh-huh. Tu ce porți în această seară? Văd că tu nu ai batistă. Am batistă, da? Însă e reverul foarte lat. E ascunsă, da. Uh-huh. Și eu tot... Ar fi fost o eroare să nu porți batistă la costumul din această seară? Adică e opțională batista? E, nici nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Teoretic e opțional, practic arată mai bine cu... Uh-huh. Mai complet. E complet. Și e așa cum a făcut Silviu, de exemplu, dacă și-ar da cravata jos, uh-huh, ar avea pata aceea de culoare. Uh-huh. El face foarte bine. Și asta le și recomandăm clienților, mai ales dacă optează pentru un costum business, să meargă pe ceva uni și ceva foarte discret, pentru că până la urmă el trebuie să arate bine, dar focusul celui din fața lui nu trebuie să fie pe culorile de pe el sau pe modul în care e îmbrăcat, ci pe ce oamenii trebuie să facă bani, nu trebuie să se Aici uite. Aplicăm regula din comunism, contează da? Ce spui da, și ce corect. Obții. Da, exact, uh-huh, exact. Asta este foarte interesant și gulerul de la cămașă e atipic la tine. E atipic pentru că e alb sau pentru că e rotund? Forma lui, da, e diferită. Da. De a lui Silviu. E de creație. Pic, asta zic. E mai old school, să, uh-huh, să-i spunem. Și manșetele cămășii la fel, uh-huh, sunt albe. Se purtau cămășile de genul acesta înainte, în anii, uh-huh, nu știu, 20, deci 30. Deci a revenit moda și aici. Trendul, da, oricum curentul. E, nu știu dacă ciclic, a fost, exact, uh-huh, nu cred că s-a demodat așa de dar nu se, lucrurile clasice și bine făcute, exact ce spuneam la început, uh-huh, nu se vor demoda niciodată. Dispar, apar din nou, cum e și Vesta de altfel, până acum, nu știu, 3-4 ani sau poate un pic mai mult, nimeni nu purta Vesta sau dacă atunci când mergeam pe stradă și îmi luam Vesta pe mine, vedeam și simțeam privirile celorlalți, deci pe ăsta barmanul. Chiar am fost de vreo chiar două așa? Ori. Da, eram într-un bar, eram într-un bar într-o seară. Dar dincolo de eleganță, ascunde cumva și burta domnilor? Depinde cât de mare e burta, pentru că dacă e pe bune, foarte mare, nu mai chiar putem ascunde. Astăzi, o burtă mică spre medie, săptămâna, dacă putem spune săptămâna asta. Aceasta lucram la o vestă ceva mai mare, da? Și mă rog, sunt niște chestii un pic mai complicate acolo, pentru că dacă nu e bine făcută, în loc să-l avantajeze, uh-huh, îi pune mai mult în evidență zona abdominală. Nu doar la abdominal. Vestă. Nu doar la vestă, în principiu, haina, dacă nu e bine făcută, dar vestea e tot e mai binevenită. Mult. Da, clar. Uh-huh. Deci voi faceți haine pe comandă, înțeleg? Da. Sau aveți și pe stoc la raft? Nu. Facem haine pe comandă în adevăratul sens al cuvântului, adică cum se făcea odinioară, croitoricește, uh-huh, doar că am adus în secolul și epoca, era noastră. Și ați adus și consultanța de stil, pe lângă zona de croitorie, nu? Da, consultanța cred că e cea mai ușoară, da, cea exact mai ușoară parte. De asta am făcut o pauză pentru că... Așteptai să răspund? Da. Sunt foarte mulți, cum bineînțeles sunt foarte mulți care fac haine, uh-huh, la comandă sau cel puțin așa spun. Asta nu înseamnă că nu există și un nivel mai sus. Uh-huh. Asta nu înseamnă că toate sunt la fel, că și Dacia face mașini. Asta nu înseamnă că sunt cele mai bune. Nu sunt proaste, dar nu sunt cele mai bune. Înțeles. Așa și la haine. Uh-huh. Și voi recomandați, prin urmare, și dacă poate n-ați fi fost în business-ul ăsta, în profesia respectivă, să
ca un bărbat să-și cumpere haine la comand. Deci dacă tot plătim prețul unui costum, da, e mult mai bine așa. Da. Și cât durează la voi execuția unui costum? Execuția durează în general în jur de o lună și două săptămâni, depinde de, uh-huh, de nivelul de aglomerare. Uh-huh. În funcție de cererile voastre, sunt la fel de curioasă de unde luați materialele. Din păcate, și zic din păcate pentru că am căutat foarte mult și încă suntem în căutări, vrem să lucrăm și să colaborăm cu producători din România, dar din păcate nu mai există. Uh-huh. Nu e greu, e imposibil. Cel puțin până acum, cel puțin pentru noi. Poate sunt alții care lucrează. Uh-huh. Noi nu am găsit materiale care să ne satisfacă și să arate premium, pentru că noi facem un produs de lux, premium, și vrem ca totul folosit, orice material folosit într-un costum, să fie premium. Importăm până când și ața cu care facem mici detalii, de exemplu, pe reverul sacoului. Uh-huh. Este o ață de mătase pe care o importăm din Italia. Din Italia. Și de aici și materialele? Da, stofele. Din Italia și Anglia. Țesături din Italia și Anglia. Uh-huh. Și e dificil? Adică aveți așa o limită, o condiție să comandați cantități mai mari? Nu este dificil. Putem comanda și cât avem nevoie pentru un costum, doar că e un pic mai mult la costă mai mult decât dacă am fi luat un stoc mai mare. Uh-huh. Dar nu e dificil. Ne apropiem ușor-ușor de final. Trebuie să înțelegem unde vă găsim în mediul online și cât de mult vă ajută Instagramul în găsirea celor mai potriviți clienți. Sau nu Instagramul? Revin cu fraza din păcate sau din fericire. Din păcate sau din fericire ne ajută foarte mult canalele de socializare sau canalele moderne, mai mult decât ne așteptam. Și ne-am dat seama de acest lucru undeva după primul an de la înființare, când dacă în primul an făceam vânzări doar din recomandări și din prieteni sau clienții pe care sau oamenii pe care îi mai știam, din 2018 încercăm să fim din ce în ce mai activi pe mediul online, Instagram, Facebook și LinkedIn și toate cele. Și chiar se vede, se simte diferența dintre 2017, 2018, respectiv 2019. Aveți și clienți internaționali? Momentan nu, dar nu? Acolo tindem. Clienții internaționali, dacă te referi la faptul că vorbesc altă limbă în afară de cea... Sau rămân plecați din țară. Da, sau așa, da, avem. Aveți, da. Avem un prieten care a făcut nuntă anul trecut și a venit special în București să-și facă costumul la noi din Florida. Foarte frumos. Da, e prieten, nu știu dacă se pune neapărat la... Dar ne-a ales pe noi. Interesant, dintr-o varietate, da, atât de mare. Și chiar pe final trebuie să înțelegem ce se poartă în această vară. Dacă ne raportăm la culori, mai relaxat, oranj, cum spuneai, bleu, se poartă imprimeurile nautice. Cum ar trebui să iasă un bărbat relaxat din casă? Într-o zi de sâmbătă. Într-o zi de sâmbătă? Da. Cald sau plouă? E vară, teoretic, sunt 40 de grade. Așteaptă Radu. Râdeam cu Silvia cu, nu știu, săptămâna trecută. Nu cred că o să mai facem costume de vară, că la cum se arată vremea și la cum plouă, teoretic, în continuu, nu facem numai trenciuri, nu mai facem costume. Că asta se poartă vara asta, trenciuri. Da? Nu. Fără mână, că la noi se poartă, să știți. Femei, da. Cromatic ar trebui să purtăm cât mai multe pasteluri. Culori șterse, nu foarte, dacă șterse, numai că nu sunt foarte stridente. Bleu, muștar, griuri. Da, doar costumul, fie... practic, nu și cămașa, nu și pantalonii, nu și șosetele. Adică un element din ținută să fie atât de puternic, colorat. Dacă vorbim de un costum, mi-ai zis sâmbătă. Mi-ai zis sâmbătă, nu mă gândeam la, la un costum. Mai degrabă mă gândeam la o ținută, o ținută compusă dintr-un pantalon, o cămașă și o veste eventual. Sau dacă ne permite vremea să fie și un sacou. Atunci pantalonul poate să fie deschis la culoare, nu alb, pentru că e un pic mai pretențios albul. Dacă e pe plajă, da, merge un pantalon alb din in, să zic. Cămașa deschisă la culoare și un sacou puțin mai închis. Iarăși nu foarte strident. Adică mie personal nu-mi place să fiu foarte să văd foarte multe culori adunate.
Ținuta unui bărbat. Da, mă gândeam acum, de asta am făcut pauză, că mă gândeam la multe ținute. Având în vedere că spuneai de mare, de ce nu de vacanță, chiar citeam acum două zile pe internet o postare, chiar din Instagram, în care o doamnă consultantă în stil vestimentar spunea despre faptul că un bărbat care poartă șlapi în altă parte decât la plajă, e așa, nu, e dezastru e total. E la fel ca nu știu cine a zis, în cazul șosete, dar n-a putea. Albe. Da, a avut dreptate, da. A avut dreptate. Da, da, da. Sunt și, mă rog, hai la plajă să spunem că acolo merge. Da. Dar, într-adevăr, nu sunt niște încălțări pentru oraș, nu sunt niște încălțări. Deci n-ar trebui să vedem degetele picioarelor. La bărbați? La bărbați. La bărbați. La bărbați. Exact asta mă gândeam. La femeie e recomandat. E recomandat, nu? Așa cred, nu știu. Câtă libertate. Și acum, chiar pe final, trebuie să înțeleg ce înseamnă pentru voi conceptul de viață smart. Smart? Zici tu sau zic? Da, dacă ar fi să mă gândesc, ar fi să faci exact ceea ce vrei și exact ceea ce îți place. Asta înseamnă să fii smart din punctul meu de vedere. Așa este? Așa zic și eu. Și să te îmbraci chic smart? Cred că vine în completare. Să-ți asumi tot ce vine după, indiferent că e bine sau rău. Uh-huh. Adică dacă primești două palme sau trei înjurături, pentru că ai făcut ceva sau te-ai îmbrăcat într-un fel, îți asumi și mergi mai departe. Că dacă ești smart doar pe jumate, nu prea mai e smart, e semi-smart. Cum e asta? Și chiar pe final trebuie să înțeleg ce pregătește managerul, nu știu, părții creative din business, ce planuri aveți? Planurile, după cum am zis, să fim internaționali, dacă tot m-ai întrebat de clienți internaționali, dar în primul rând vrem să ne mărim echipa pentru a crește producția. Și de a deschide un magazin atât offline, în care să găsim piesele zavate la raft, și un magazin online. Și un magazin online. Da. Cam despre asta este vorba. Frumoase planuri. Frumoase planuri, nu știi nimic. Ba, știam, numai că știam. Planurile le facem împreună, chiar dacă fiecare eu le zic sau... Și da. Le respectăm separat. Și ele desenează. Clar. Și le face cel mai bine. Silviu Zavate și Radu Zavate, gemenii Zavate, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Smart Life. Mulțumim și noi pentru invitație. Vreau să mai stați puțin alături de noi și împreună să urmărim rubrica de Street Style, vedem exact cum se îmbracă bucureștenii și ne întoarcem. Mai bocan și purtați vara, i-aș purta și eu pentru că sunt foarte comozi, cel puțin la festivaluri îmi plac foarte mult. Dar, de exemplu, mama mea nu ar fi de acord, pentru că spune că nu stă așa, trebuie să ai o pisoră aerisit. Nu știu, depinde de mentalitatea fiecăruia. Eu, de obicei, eu răspund la orice nou, o iau ca pe o provocare și accept cam orice, acum dacă îmi vine și bine, evident. Uite, mie îmi plac foarte mult Adidas și aceia înalți, pe care toată lumea îi numește tankuri. Nu înțeleg de ce, eu i-aș purta. Mi se pare că sunt comod și vara trebuie să merge ceva comod. Și fără sens? Fără sens? Da. Nu-mi plac dresurile plasă. Deci nu-mi plac deloc. În rest, nu știu. Și mai sunt maieurile acelea foarte decupate. Acum, mai nou, am văzut că toate fetele adoptă stilul mai, nu știu, de băieți, așa. Nu sunt total de acord, eu sunt mai feminină, dar fiecare de stilul lui. Cred că volanele, dacă sunt la mod acum, dacă nu mă înșel, îmi plac foarte mult pentru că sunt feminine. Moda este ceva ce îți asumi personal, este ceva ce îți face plăcere și te face să te simți bine. Pentru asta, cred că îți trebuie un strop de educație. Eu am avut parte de multă educație pentru că am avut bunici la țară care încă mai coseau lucruri și mai făceau lucruri frumoase. Pentru că asta te face să fii și mai frumos pe dinăuntru și dacă ești frumos pe dinăuntru, ești frumos și pe din afară. Adică întotdeauna trebuie să existe o măsură. Ori măsura asta se învață, fie te învață acasă un părinte sau un bunic, fie te învață școala. Sau amândoi, adică amândouă. Depinde. Nu trebuie să porți toate exagerările pe care ți le prezintă, de exemplu, pe podium un creator de modă. Dar un creator de modă vestit, de exemplu, îți dă o direcție și un sens către ceva. Păi depinde de fiecare persoană. Adică fiecare are stilul lui vestimentar unic și nimeni nu poate schimba asta din punctul meu de vedere. Dar mie
mie cu sens mi se par în general ținutele cât mai simple, cât mai clasice, cât mai actuale, dar în același timp să rămână stilul acela vestimentar destul de clasic, pe culori destul de simple. Păi, de exemplu, mie mi se par foarte frumoase elementele vestimentare făcute în blug, adică blugii în general și blugii rupți, deși sunt destul de noi apăruți, mi se par foarte frumoși, cei foarte, foarte rupți. Urmează la Smart Life. Cu păpușine mă jucam foarte mult, pe preș în fața blocului sau pe preș la țară la bunica. Uh-huh. Ne strângeam mai multe fetițe și fiecare cu păpușica ei și inventam tot felul de scenarii ținite. Uh-huh. De-a mama, de-a tata, de-a frații, la școală, tot felul de situații. Uh-huh. Găteam. De la moda străzii din București trecem acum la jocuri și la jucării pentru copii. Alături de noi este Andreea Bucoveanu, cofondator al Dandelion Store. Bine ai revenit la noi, Andreea, mulțumesc pentru prezență. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Andreea, este luna iunie, este luna copiilor, a copilăriei, a bucuriei și dincolo de cireșe, cu ce se mai pot și de ce se mai pot bucura copiii dacă ne raportăm la jucării? Bineînțeles că se pot bucura de cadouri din partea părinților, atât de 1 iunie cât și pe parcursul lunii, mai ales că a venit vremea frumoasă și toată lumea vrea să iasă la plimbare și va începe și sezonul vacanțelor, plecatul la mare, la munte. Și ce pun părinții în bagajul copiilor de vacanță? Părinții tind de obicei să iau foarte multe lucruri la ei, de la haine, creme de protecție solară, pălării și toate acestea. Pe lângă mai adaugă și jucării, tot felul de jucării cu care copiii să se joace. Ideea este că în momentul în care se pleacă în vacanță, copiii oricum au foarte multe distracții în jur și foarte multe lucruri noi de văzut. Așa că poate nu tot timpul este grozav să încarci bagajul cu multe, multe jucării când sunt atât de multe lucruri de descoperit în natură. Deci ar trebui să fie mai restrictiv, poate mai limitat la ideea de bagaj de vacanță cu multe, multe jucării, dar totuși dacă luăm cortul de la voi, e recomandat? Noi recomandăm cortul de joacă să fie scos afară pe timp limitat. Momentan nu folosim materiale cu protecție UV. Uh-huh. Intenționăm pentru vara următoare să scoatem un astfel de cort. Uh-huh. Însă este extraordinar dacă poți să-l iei cu tine în mașină și să-l montezi, să faci niște poze la mare, de exemplu. Pentru că pozele acelea vor rămâne ca amintire toată viața. Cortul creează așa un cadru feeric. Uh-huh. Copilul în jur cu câteva jucării sau o pernă lângă, se creează o atmosferă care va fi plăcută ochiului tot timpul. Plus că poate fi o amintire, după cum spuneam, toată viața. Deci e bine totuși să le luăm așa pentru decor, pentru cadru de shooting. Ar fi ideal. La voi găsim sau intenționați să fabricați și, nu știu, colaci pentru apă, dacă ne raportăm, sau tot felul de elemente și de accesorii de joacă care pot fi utile și în apă, de ce nu? Nu ne-am gândit la asta, este însă o idee bună. Ne-am gândit acum că a fost acum câteva săptămâni, că au fost, da, perioadele de ploi, de exemplu. Ne-am gândit însă să scoatem un cort cu material impermeabil, uh-huh, să ne adaptăm vremii, cum ar veni. Indecise. Da, exact. Uh-huh. Și urmează să-l fabricați? L-am fabricat, nu l-am pozat încă, uh-huh, ca să-l putem urca și pe site. Uh-huh. Dar urmează, poate să ne-l prezentați, da, și într-o ediție viitoare, de ce nu? Ce alte jucării, dacă vrei accesorii, că nu poți spune numai jucării, căci vorbim și despre perne de joacă și nu numai, și atunci vorbim despre accesorii mai mult decât despre clasicele jucării, cum era în copilăria noastră, popușa și mașinuța la băieți. Da, atunci erau destul de limitate jucăriile. În momentul de față atât de multe opțiuni, de la jucăriile de plastic, la cele de lemn, la cele textile, uh-huh, încât cumva în unele familii poate tinde să se formeze un malder de jucării și copilul să fie puțin dezorientat cu care să se joace. Noi, de exemplu, putem să le grupăm cumva pe vârste jucăriile. Avem pentru bebeluși câteva zornăitoare din textil care fac zgomot de biluțe și foșnesc urechile. Apoi avem o păturică, o mini păturică de somn. Unii bebeluși sunt foarte atașați de un obiect înaintea, uh-huh, somnului. Un obiect care să îi liniștească.
Și avem această mini păturică cu formă de iepuraș, foarte simpatică. Apoi, dacă trecem peste vârsta de un an, de la un an, de exemplu, recomandăm cohorturile până spre 80 ani. De fapt, am avut chiar și un client care a comandat un cort pentru o fată de 15 ani, care îi plăcea foarte mult să citească cărți în cort. Și, în cort, da, și voia un cadru unde să poate să citească în liniște, în tihnă. Cam acesta ar fi pentru bebeluși și de la un an în sus. Și pentru părinți și copii s-a inventat așa jucăria comună? Dacă să ne gândim la acest cort pe care noi tot îl promovăm la Dandelion, sigur, pentru că acesta este produsul nostru principal, în cort poate să intre și un părinte cu un copil sau un părinte și doi copii. Este suficient de încăpător, având baza de un metru, un metru pe un metru, suficient de încăpător pentru, și pentru părinte, ca să ia parte la jocurile copilului. Aceste corturi au culori, mă gândesc. Da, am ajuns la peste 40 de modele. Tocmai de curând am lansat încă 8 modele noi de corturi. Unele sunt adaptate perioadei anului, să spunem. Unele sunt cu balene, de exemplu, am făcut niște poze foarte drăguțe și la mare cu acest cort cu balene. Cu girafe colorate, cu floricele, cam tot ce vrei și sau iarna, ce te poți gândi. Și iarna, cu zăpadă și Moș Crăciun? Pentru iarna avem cele iunii, dar mai spre toamnă probabil că ne vom gândi și la un model cu fulgi de zăpadă. De Crăciun, așa, nu? Da, ar fi interesant. Ce facem când avem mai mulți copii sau poate avem fetiță și băiețel? Fetița vrea culori roz, băiețelul vrea o culoare albastră, investim în două corturi? Nu. Nu. Nu, ca să mai rămână loc. Luăm unul gri. Loc, da. Să mai rămână loc și de alergat, de exemplu, pe lângă. Există corturi care au culori neutre. Adică se pot folosi acelea. Avem o combinație de gri cu galben. Se poate folosi în orice cameră, indiferent că e fetiță, băiat, fetiță plus băiat. Și alte câteva combinații tot la fel care sunt neutre. Un cort galben simplu, care este unul dintre cele mai apreciate de clienții noștri. Că să găsesc combinații de culori astfel încât să jonglez frumos cu culorile, să nu fie acel roz și acel bleu standard. Să fie o varietate, de ce nu o combinație de culori care pot merge și pentru fetiță și pentru băiețel. Cât îi costă totuși pe părinți această bucurie pentru copii sau sunt mai multe prețuri în funcție de dimensiuni și modele? Prețurile variază, pornesc de la 200 de lei și în funcție de accesurile pe care și le alege clientul, urcă. Pentru că unii clienți își doresc pentru copilor o fereastră la cort, pentru mai multă interactivitate, să se joace împreună cu el. Alți părinți își doresc neapărat salteluță, am scos acum un model de salteluță care are 8 cm grosime, ca să nu mai fie nimeni îngrijorat că este rece copilului când stă pe podea. Și are și alte accesorii, mai sunt pernele, ghirlanda textilă, adică se poate accesoriza cum îți zboară imaginația. Deci până la urmă această accesorizare vine de la părinții. Totuși, ce se întâmplă în momentul în care un părinte decide să investească într-o jucărie, iar micuțul nu prea e încântat de alegerea părintelui, pentru că în general copiii vor mai multe, sunt indeciși, ar vrea și cort, ar vrea și o altă jucărie, ar vrea și o altă culoare și de ce nu poate o altă dimensiune pentru cortul respectiv? Probabil că au fost situații în care copilul, să spunem, nu a fost așa de încântat de, să zicem, un cort pe care l-a achiziționat părintele. Noi nu am primit înapoi niciun astfel de feedback din partea Nicolo de cort, întreb pe tine, așa, ca și părinte, ai doi copii și, de exemplu, mergi să cumperi jucării sau poate dulciuri copiilor, să spun așa, și în momentul în care tu decizi ceva sănătos pentru copii și ei nu reacționează neapărat pozitiv pentru că sunt micuți și, așa cum spuneam, sunt indeciși. Trebuie să ajungi la un compromis în astfel de situații, cum ar fi dulciurile, de exemplu, pentru că eu până la o anumită vârstă nu le-am dat deloc dulce. Am renunțat la zahăr complet pe partea lor, ce le dădeam lor. Însă în momentul în care crește copilul, nu ai cum să-i refuzi atât de multe, ținând cont că în jurul lui se mănâncă, de exemplu, înghețata, cadea. Iar în momentul respectiv poți să ajungi la un compromis. Astăzi, să zicem, marțea este zi de înghețată. Și marțea mâncăm înghețată. Așa copilul știe că marțea mănâncă înghețată, iar în rest, când simte nevoia de dulce, poate să mânce cireșe, după cum spuneai și tu. Da, este chiar iunie și de ce nu este luna potrivită pentru asta?
revin la această alegere și rămân pe direcția asta și vreau să te întreb de la ce vârstă decide copilul, ce obiect îi se achiziționează până la urmă? Cred că în jurul vârstei de 3 ani devin ei mai conștienți ce jucărie și-ar dori, cu ce jucărie și-ar dori să se joace. Cam atunci reușesc să își formeze mai bine opiniile despre cu ce și-ar dori să-și petreacă timpul. Și e momentul și când vede destul de mult la ceilalți din jur. Într-adevăr, copiii la vârsta aceasta și sunt foarte influențabili, atât de cei din jur, cât și de o reclamă, de exemplu, pe care o văd la televizor cu o jucărie. Doar că, după cum spuneam, dacă există un compromis, sau nu un compromis, mai bine spus, o cale de mijloc. Adică și copilul să primească ce își dorește și părintele să fie fericit cu achizițiile pe care le face în materie de jucării pentru copilul lui, atunci cred că va fi o situație câștigătoare pentru toată familia. Pentru toată familia, echilibru și pace, exact. Armonie, de ce nu? Care erau jucăriile tale preferate în copilărie? Aveam o păpușă de un plastic siliconat, un plastic moale, nu dintre acesta dur, cu păr scurt, pe care eu îl tundeam de fiecare dată și mai mult, a ajuns aproape cheală, și cu ochii dintre aceia de se mișcau și îmi plăcea să bag degetul la ochi. Da. Asta mi-aduc aminte foarte clar, mi-aduc aminte și papucei pe care avea. În rest, ai avut și Barbie, sunt convinsă. Nu mi-aduc aminte niciun Barbie. Nu. Probabil că atunci nu erau așa de... Pe piața din România nu apăruseră atât de mult. Pe aceasta mi-aduc aminte și chiar era Dolofană, comparativ cu Barbie. Da? Care era înaltă și, și slabă, într-adevăr. Da, și aveai, nu știu, preferințe să te joci poate și cu ursuleț sau cu mașinile, jucării pentru băieți? Cu păpușile, mă jucam foarte mult, pe preș în fața blocului sau pe preș la țară la bunica. Ne strângeam mai multe fetițe și fiecare cu păpușica ei și inventam tot felul de scenarii, ții minte. De-a mama, de-a tata, de-a frații, la școală, tot felul de situații. Găteam, păpușile găteau, de fapt. Ești o mămică exemplu, având în vedere că te ocupi de fabricarea acestor jucării pentru copii și ești și mămică de doi. Da, ai o fetiță și ai și un băiețel și vreau să înțeleg cum a fost la voi în familie ziua copilului de 1 iunie. Ziua copilului am petrecut-o împreună, am stat mult afară. Pe ei am lăsat să se joace liber cu alți copii și noi am supravegheat fără să intervenim foarte mult. Ne place stilul acesta mai liber, să-i lăsăm pe ei să decidă dacă vor să se joace afară sau să se joace în casă, de exemplu, și cu ce jucării să se joace din cele pe care le au. Am luat masa în familie. Bine că și-au primit cadourile în prima parte a zilei. Au fost formate în principal din cărți de data aceasta. Dar ce băiețelul de 4 ani este foarte încântat de fiecare dată când, mai ales că a primit o carte așa de mare despre planete. Ce frumos! Da. Deci mai mult cărți și mai puține jucării clasice, dacă vrei. Da, de data aceasta, da. Ești de acord cu jucăriile muzicale? Din păcate nu, pentru că sunt, de cele mai multe ori sunt foarte stridente zgomotele pe care le scot. În loc să fie un zgomot relaxant, zgomotul este țipător. Am, de exemplu, am avut pentru băiețel și pentru fetiță un hipopotam care cântă, dar cântă Twinkle, Twinkle, Little Star, pe un ton foarte calm și de fiecare dată l-au cerut la somn. Asta a fost singura jucărie muzicală cu care noi am interacționat și a fost super potrivită de la vârsta de 0 ani până la 2-3 ani. În rest, celelalte, după cum spuneam, mi se par un pic stridente. Interesant. Totuși, dacă ar fi să facem așa un kit, nu neapărat de vacanță, de câte jucării are nevoie un copil? Depinde foarte mult și de vârsta copilului și ce înclinații are el. Foarte folositoare sunt jucăriile, dacă vorbim, de exemplu, de plastic, care sunt cele mai uzuale, cele mai simplu de cumpărat, cel mai ușor de ajuns să le achiziționezi. Sunt cuburile de construit, care tot timpul oferă variante de a construi de fiecare dată altceva. Cuburile mai sunt acele cuburi care se stivuiesc unul peste altul și pe care le poți lua, de exemplu, și la mare, pentru că poți folosi, să umpli cu nisip forma respectivă sau cu apă și a practicare întrebuințări multiple aceeași jucărie. De asemenea,
Recomand și jucării muzicale, cum ai spus tu, doar că nu acelea cu sunete, să apeși pe buton și să vină sunetul, ci mai degrabă gen o chitară. Se găsesc chitare de lemn, care au corzile destul de bune și imită destul de bine notele, notele muzicale. Cumva jucării sau accesorii care dezvoltă imaginația, utile. Utile, da, care le dezvoltă lor creativitatea și imaginația. Adică, degeaba cumperi o jucărie care face multe lucruri, când ai putea să cumperi mai degrabă o jucărie cu care copilul să facă multe lucruri. Sau să-i stimulezi inteligența cumva mult mai bine. De exemplu, copiii tăi cu ce se joacă în acest moment? În acest moment, băiețelul se joacă foarte mult cu niște mașinuțe pe care le împinge și cu care cară diverse ca să construiască blocuri și alte lucruri. Bine, să construiască, își imaginează. Metaforic. Exact, își imaginează că construiește. Iar Ama, în momentul de față, scoate toate jucăriile pe care le avem puse la nivelul lor și le împrăște pe podea. Asta este distracția ei. Momentan. Da, de câteva luni momentan. Revin la, dacă vrei, modul în care părinții achiziționează jucăriile copiilor și trebuie să înțelegem cât de sănătoase sau de nesănătoase sunt jucăriile în funcție de materialele din care sunt fabricate. Și la ce ar trebui să ne uităm mai exact? Dacă vorbim, de exemplu, de jucăriile de plastic, acestea au un plastic, adică foarte puține jucării sunt dintr-un plastic calitativ. Cele mai uzuale sunt dintr-un plastic casant, care se sparge. Nu de puțin ori s-a întâmplat să spargă de la prima utilizare o mașinuță, de exemplu, sau un roboțel. Lucru care nu este deloc în regulă. Atât pentru copil, pentru că vede că lucrurile se strică repede și își poate forma și o percepție că, în general, lucrurile se strică. Lucru care nu este adevărat. Dacă ne uităm, de exemplu, la jucăriile de lemn, acestea este foarte important să fie finisate cum trebuie, să nu există pericolul de așchiere, să fie foarte nete de suprafața. Dacă au și culori pastelate, dacă sunt și vopsite în culori pastelate, cu atât mai mult sunt atrăgătoare pentru cei mici să se joace cu ei, cu jucăriile. Și trecând, de exemplu, trecând după la jucăriile textile, este important să fie bumbac 100%, adică material natural. Dacă are și o certificare privind siguranța materialului la contactul bebelușilor, în mod special, cu acele materiale, cu atât mai bine. Pentru că în zilele noastre există un trend crescător al dermatitei atopice la bebeluși, lucru care nu era în trecut sau poate nu se știa la fel de mult, dar acum s-a demonstrat că dacă materialele folosite sunt materiale naturale, dacă detergenții folosiți pentru spălat sunt blânzi, se numesc detergenți blânzi, atunci riscul ca bebelușul să facă dermatită atopică și să scutească și părintele și bebelușul de o grămadă de griji și de probleme este mult mai mic. Deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte, pentru că, în definitiv, preferăm să aducem o bucurie copilului, nu să intrăm într-o altă problemă dacă ne raportăm la sănătate. Vreau să înțelegem dacă ați avut evenimente sau dacă organizați și evenimente, nu știu, cu prilejul anumitor sărbători, ziua copilului, zi de naștere, de ce nu? În iunie am participat la un eveniment organizat de Forbes Kids, unde am amenajat un loc de joacă cu multe corturi, salteluțe și perne și a fost atracția, locul de atracție al evenimentului, pentru că au venit foarte mulți copii, au intrat foarte mulți copii în corturi, s-au jucat cu ele, le-au testat, inclusiv părinții au fost, pentru unii părinți a fost prima oară când au văzut astfel de corturi de joacă și au interacționat cu ele. Acesta a fost evenimentul care nu ne-a dus foarte multă bucurie. În luna iunie, posibil să mai participăm la un târg, spre finalul lunii acum. Și mai urmează în iulie, iarăși un eveniment mare la Mogoșoaia, organizat tot de Forbes Kids. Foarte frumos, și veți prezenta acolo anumite jucării. Da, vom prezenta în principal corturile, dar și zdrângănitoarele acelea pentru bebeluși.
Perioada de vară, dacă vrei, este o perioadă în care vindeți mai multe jucării, având în vedere că e perioada de vacanță, în care, nu știu, copiii merg la bunii sau în spații de joacă sau la mare, în concedii și așa mai departe. Și au și mai mult timp de joacă, bineînțeles, pentru că școala s-a terminat. Este o perioadă în care noi ne așteptăm să vină mai puțin. Pentru că, tocmai fiind perioada de vară, lumea pleacă în vacanță, copiii se joacă mai mult afară și nu mai cer jucăriile așa, în mod repetat, cum poate cereau în luna februarie când stăteau închiși în casă. Noi ne așteptăm să fie luni mai liniștite. Mai liniștite. Din punct de vedere al atelierului, da. Uh-huh. Însă, din august-septembrie, ne așteptăm să crească iarăși vânzările. Oricum, vom vedea ce va fi în iulie și în august. Noi oricum încurajăm joaca în aer liber, așa că suntem fericite oricum ar fi. E bine oricum, da. Spui tu. Da. Citești anumite bloguri pentru părinți? Da, citesc câteva bloguri pentru părinți. Citesc Prințesa Urbană. Uh-huh. O urmăresc, nu o citesc chiar zilnic, dar o urmăresc destul de des. Uh-huh. Pisica pe sârmă și Fun Parenting. Uh-huh. Deci Prințesa Urbană ai spus că urmărești, da, cel mai des. Așa că împreună cu telespectatorii îți propun să urmărim și noi chiar în acest moment câteva imagini cu acest blog. Urmărim imaginele și ne întoarcem. Am revenit și vorbim în continuare cu Andreea Bucoveanu despre joacă și despre jocurile copilăriei. Vreau să te întreb dacă aceste corturi, până la urmă principala jucărie sau principalul accesoriu pe care voi îl comercializați la Dandelion, este un element care stimulează jocurile de grup. Da, cu siguranță, pentru că încap mai mulți copii în cort. Chiar am făcut un mic filmuleț acum câteva săptămâni, în care am testat stabilitatea cortului, unul dintre lucrurile de care părinții se îngrijorează câteodată când văd cortul. Însă am făcut un filmuleț în acest sens și au intrat 4 copii în cort. Au încăput toți pe salteluță, s-au jucat cu pernele, era o pernă steluță și o pernă lună, și cu o carte. Adică aveau și elemente împreună cu ei și se puteau descurca destul de bine în interiorul cortului cu joaca. Deci, cu siguranță, este și pentru jocurile de grup și, după cum spuneam, inclusiv părintele poate să se alăture copilului și să se joace. Uh-huh. Deci e așa, pentru prietenii de familie, și părinții și copiii, de ce nu? Da. Un element comun și fiindcă ne apropiem chiar de finalul acestei ediții, Andreea, vreau să întreb ce înseamnă pentru tine conceptul de viață smart? Conceptul de viață smart înseamnă să fii echilibrat în viață, să muncești cu cap, să te odihnești, să ai grijă de sănătatea ta, că dacă poți să subliniez unul dintre lucrurile cele mai importante în viață este sănătatea, pentru că în felul ăsta poți să duci la capăt toate proiectele pe care ți le imaginezi și pe care ți le dorești pentru tine. E cel mai important. Da, și să petreci timp cu familia. Și cu copiii în mod expres. Da. Uh-huh. Cum facem ca copilul de astăzi să fie adultul smart de mâine? Ar trebui să avem tot timpul în vedere lucrul ăsta când vorbim cu copiii și când îl certăm. Modul și cuvinte, tonul și cuvintele pe care le folosim, momentul în care îl certăm, îl conturează. Poate nu ne dăm seama pe moment, însă îl conturează pentru adultul de la 30 de ani. Da.
Da, am fost la un curs de parenting acum câțiva ani și a fost susținut de Urania Cremene. Și și-a început cursul punându-ne întrebarea cum vreți să fie copilul vostru. Și era o sală plină de, de părinți. Și fiecare a spus să fie inteligent, să fie, să-i ajute pe alții, să fie fericit, o grămadă de atribute. Și apoi Urania a spus că absolut tot ce faci, tot ce îi spui copilului, îl conturează pe adultul de 30 de ani, care să fie fericit, independent, să aibă grijă de ceilalți. Este foarte important, după cum spuneam, tonul și modul cum îi explici. Poate câteodată ai impresia că un copil de un an nu înțelege dacă îi spui nu face aia. Însă dacă îi spui în cuvinte multe, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, subconștientul lui va înțelege. Va înțelege, exact. Și își va forma modul de gândire în așa fel. Va avea argumente de ce să nu facă un lucru, de exemplu. E foarte importantă și această educație încă din primele zile de viață pentru, pentru copil, mă gândesc. Până la urmă, Andreea, părinții sunt și ei niște copii mai mari? Cu siguranță. Cu siguranță că unii adulți sunt încă copii. Adică, indiferent că au un job cu responsabilități și toate cele, în momentul în care se joacă, își redescoperă copilul din ei. Și poate ar trebui noi, adulții, să ne jucăm mai des. Să ne alăturăm copiilor, să ne uităm la ei cât de degajați sunt. Adică nu se gândesc că au vreo grijă pentru mâine sau deci pentru nu ar trebui să luăm viața atât de în serios. Da, nu ar trebui să o luăm atât de serios. Într-adevăr, avem lucruri la care să ne gândim mâine, dar cu cât ne detașăm un pic de lucrurile care ne îngrijorează, cu atât ziua de astăzi va fi mai senină. Andreea, trebuie să înțelegem chiar pe final ce proiecte noi pregătiți la Dandelion Store. Avem un proiect foarte interesant pe care urmează să-l lansăm într-o lună de zile, de sleepover, sleepover party. Și anume vom închiria părinților tot cadrul pe care tot cadrul necesar pentru o petrecere reușită. De multe ori, mai ales acum că este vacanță, de multe ori copiii vor să rămână peste noapte la prieteni. Și ne-am gândit să venim cu o idee inedită de a asigura cadrul cu corturi, cu salteluțe, păturici, perne, absolut tot ce este necesar pentru a fi distracția la cote maxime. Dacă mai punem și că ar fi vorba de un sărbătorit care și-ar serba ziua, cu siguranță că va fi memorabil evenimentul. Foarte interesant. Deja intrați în direcția de organizare de evenimente. E un segment conex. Da, așa este. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Dragii mei, aici se încheie întâlnirea noastră de Smart Life. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire duminica viitoare la aceeași oră 20 aici la 7 TV. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să trăiți smart! Urmăriți săptămâna viitoare la Smart Life. Din punctul meu de vedere, orice om, bărbat sau femeie, în primul rând trebuie să vadă care este misiunea sufletului lui, ce îi împlinește sufletul și ce ajută la creșterea și evoluția ființei din sine. În mare parte sunt Rusia, mai apropiată, mai îndepărtată, Ucraina, deci bine, au fost și câteva cursuri și în Europa, dar în mare parte acolo mă informez și mă perfecționez. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.